Bine ați venit la școala gimnazială numărul 17 Galați, oferta educațională la clasa pregătitoare an școlar 2021-2022. Unde ne găsiți? Pe strada Costache Conachi numărul 2, la telefon, pe Facebook și pe blogul școlii. Pentru anul școlar 2021-2022 ne-am propus realizarea a 3 clase pregătitoare, 2 în alternativa educațională step by step și una în învățământul tradițional. Ce înseamnă step by step? Este același lucru cu after school? Step by step este o alternativă educațională care promovează metodele de predare-învățare centrate pe copil și pe implicarea familiei. În școala gimnazială numărul 17, Galați, alternativa educațională step by step este aplicată din 1997. Acționăm astfel încât fiecare copil să fie educat pentru a reuși. Valorile pe care le insuflăm copiilor sunt încredere, curiozitate, cultivarea talentului, ascultare, gândire critică, expresia de sine, creativitate, diversitate, bucurie, responsabilitate, spiritul de învingător și lider. Beneficiile programului. Promovează metode de predare-învățare centrate pe elev. Respectă și valorizează eforturile și capacitățile intelectuale ale fiecărui elev. Învățarea se produce prin descoperire individuală și prin cooperare în interacțiune cu mediul. Elevul are libertatea de a-și urmări propriile idei, interese, talente, dar și să-și asume responsabilitatea pentru propriile decizii. Învățarea prin cooperare îi face pe elev să dezvolte abilități în relaționarea interpersonală. Respectă stilurile și priceperile diferite ale colegilor. Dezvoltă învățarea și gândirea critică și exersează gândirea independentă. Integrează cunoștințele în tema săptămânii și ajută pe elev să observe relațiile dintre concepte și experiențele de zi cu zi. Fiecare zi într-o clasă step by step începe cu întâlnirea de dimineață. Aceasta reprezintă una din modalitățile eficiente de realizare a coeziunii grupului. Își propune să creeze o comunitate, să încurajeze ascultarea, împărtășirea sentimentelor, participarea individuală și de grup, să învețe pe copii deprinderile necesare devenirii unor membri activi ai unui grup ai comunității, să promoveze respectul față de cei din jur, să creeze un climat propice desfășurării activităților, să exerseze deprinderi importante succesului școlar, de a asculta, de a vorbi, de a scrie, de a sintetiza informații, practicarea și exersarea unor trăsături comportamentale. Ea parcurge următoarele momente: calendarul naturii, pentru a crea copiilor abilități de observare în legătură cu schimbările care au loc în mediul înconjurător, ancorarea acestora în realitate. Avem un program ordonat din agenda zilei L-am aflat. Mesajul zilei face introducerea în tema zilei solicitând atenția copiilor. Este scris pe o pagină mare de hârtie și așezat într-un loc vizibil. Noutățile dau posibilitatea elevilor de a se exprima liber, de a-și prezenta propriile opinii, experiențe și de a fi ascultați. Elevul care se înscrie la noutăți va vorbi, va pune întrebări colegilor. Întâlnirea de dimineață este urmată de activitățile pe centre. Acestea oferă elevilor posibilitatea organizării activității în grupuri mici, explorare independentă în perechi sau în grup, dă ocazia elevilor să-și formeze noi deprinderi, să le consolideze pe cele vechi sau să împărtășească din experiențele lor și celorlalți colegi. Munca la centre este îndrăgită de elevi și chiar dacă este nevoie de 3-4 ore pentru ca un copil să treacă prin toate centrele de activitate, copiii mărturisesc că nu sunt obosiți la sfârșitul activităților, deoarece metodele folosite și ambiția îi motivează să lucreze cu plăcere. Elevii noștri au înțeles că munca nu trebuie evitată, chiar dacă implică efort și concentrare, deoarece școala nu se poate trata cu indiferență. Elevii au posibilitatea de a-și alege activitatea din centre, de a explora, de a-și asuma responsabilități, de a-și dezvolta respectul, comunicarea, spiritul de cooperare, creativitatea. Activitatea pe centre reprezintă învățarea prin descoperire, prin contact direct cu materialele, activitate de fixare, consolidare. Învățarea în centre de activități respectă ritmul fiecărui copil și răspunde nevoilor acestuia. Elevii vor lucra în timpul programului la toate centrele deschise. Elevii sunt evaluați permanenți atât în timpul activităților la centre, cât și la sfârșitul zilei de curs, prin diferite metode. La centrul de activitate, prin observare obiectivă, la scaunul autorului, prin expunerea lucrărilor, prin corespondență scrisă pentru părinți, prin caietul de evaluare sau prin portofolii. Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului, prin care învățătorul poate să-i urmărească progresul în plan cognitiv, atitudinal și comportamental.